Bine v-am găsit! Vă voi prezenta astăzi un test realizat pe platforma Live Worksheet. Sunt profesor Mândița Baias la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Deschidem platforma Live Worksheet, unde am creat deja un cont. Voi merge la Make Interactive Worksheets, unde pornesc crearea testului. Urmează să încarc materialul pe care l-am deja pregătit în calculator. Am posibilitatea să încarc materialul în format PDF, JPEG sau PNG. Acesta nu trebuie să fie mai mare de 5 MB. Încarc testul pe care l-am creat. Vitezele a 3 mobile, așa l-am eu salvat în calculator, va fi încărcat. Îl voi numi test interactiv, viteza medie. Este un test care poate fi utilizat pentru elevii de clasa 6-a. La nivelul clasei a 6-a are o dificultate ceva mai mare. Sau pentru elevi de clasa a 9-a, dificultate mică pentru ei. Un prim subiect, avem de făcut câteva transformări. Trebuie să demonstrez care dintre aceste mobile se deplasează mai repede. Și atunci fac o comparație între viteza 1, viteza 2, viteza 2 și 3, viteza 1 și 3 și o să vedem cum realizez acest lucru. Testul nostru cuprinde mai mulți item pe care vi-i prezint acum. Trec la subiectul acela cu vitezele în care am de făcut transformările. Între V1 și V2 desenez acest dreptunghi obișnuit pe platforma Live Worksheet. Și în interiorul dreptunghiului voi scrie în felul următor. Choose, două puncte și completez. Mai mică, bară. Mai mare, bară, egală. De asemenea, între viteza 2, viteza 3, viteza 1, viteza 3 și voi scrie la fel. În dreptul răspunsului corect, în cazul nostru pentru răspunsul egală, voi pune în fața lui un asterisc. Astfel, elevul va avea posibilitatea să aleagă dintre cele trei opțiuni, mai mică, mai mare sau egală. Dacă va alege opțiunea corectă, va primi punctajul maxim pentru acest item. Trecem la subiectul următor. Avem un tabel în care avem de completat câteva date. În fiecare casetă voi desena dreptunghiul obișnuit și voi scrie răspunsul corect. De ce scriu răspunsurile corecte? Tocmai pentru a putea fi autoevaluat testul și la sfârșit elevul își va vedea punctajul realizat. Un alt item este vorba de o problemă care se rezolvă. Urmăresc pașii rezolvării problemei și atunci îi dau elevului fiecare pas pe care îl are de rezolvat, astfel încât să ajungă la răspunsul corect. Atașez de asemenea și unitățile de măsură, tocmai pentru a putea urmări pas cu pas rezolvarea. Elevul va vedea dreptunghiurile respective, în care urmează să scrie răspunsurile corecte în unitatea de măsură corespunzătoare. Dacă nu notează unitatea de măsură corespunzătoare, va nota probabil alt număr acolo și atunci răspunsul este înregistrat ca fiind greșit. Un alt subiect pe care îl avem de rezolvat este cu un grafic. De fapt, sunt două grafice, două mobile. Și sunt întrebările. Avem aici viteza mobilului A, pe care elevul trebuie să o scrie în dreptunghiul pe care noi l-am trasat
și în care noi am pus răspunsul corect, pe care elevul, bineînțeles, că nu-l va vedea. Elevii vor primi indicații că pot să dea răspunsurile sub formă de fracții, în unitățile indicate în testul nostru. Trebuie să identificăm vitezele mobilului B în fiecare dintre aceste etape și pot fi date răspunsurile de asemenea sub formă de fracție în unitățile indicate. Sunt completate răspunsurile. Un alt item pe care l-am avut noi aici, aveam întrebările, momentul întâlnirii celor două mobile, se dă unitatea, în dreptunghiul respectiv noi scriem răspunsul corect, elevul nu îl va vedea și atunci va fi nevoie să îl noteze, tocmai pentru a fi punctat. Și de asemenea suntem întrebați despre locul întâlnirii celor două mobile, se identifică ușor din grafic. Scopul acestui item este pentru a vedea cum elevii citesc un grafic și identifică datele importante din grafic. Avem de rezolvat o altă problemă la care de asemenea dăm pașii de rezolvare, tocmai pentru a fi mai ușor de urmărit rezolvarea și pentru a putea completa elevii numai răspunsurile corecte. Elevii pot avea ciorne și pot rezolva testele pe alte foi, dar aici înscriu numai răspunsurile. Avem de un alt item, este o problemă mai complexă. Avem de trasat aici un grafic al mișcării celor două mobile. În fiecare dintre casete, tabelul va fi creat de elev. Datele din tabel vor fi deduse din textul problemei. Și atunci, în fiecare casetă, înscriem dreptunghiul respectiv, dar noi notăm răspunsurile corecte pe care elevii, spuneam și mai înainte, nu le vor vedea. După ce au scris datele corecte, elevii sunt îndemnați să creeze graficul. Pentru a crea graficul, vor insera linkul către graficul realizat în Drive cu acces către oricine are linkul. Și vom vedea cum facem asta. Accesăm din suita de aplicații, aplicația Sheets, unde aici am și alte grafice pe care le-am realizat. Creăm un grafic nou, un document nou, un sheet nou. Vom introduce datele noastre, acelea pe care le-am avut în tabel. Și vreau să creez un grafic din insert charts de aici, dar nu mi se creează graficul. Din ce motiv? Pentru că nu am selectat toate datele ce urmează să fi introduse în grafic. Voi selecta de data aceasta și graficul îmi apare automat. Graficul celor două mobile. E foarte plăcut să-l vezi graficul realizat. Gata. În această platformă și atunci se salvează linkul către această pagină și este inserat după tabelul nostru, se inserează linkul și va putea fi corectat de către profesor, evaluat de către profesor. Mai suntem întrebați despre timpul și locul întâlnirii celor două mobile. Aceste cerințe sunt rezolvate din grafic sau din tabel. Depinde de nivelul de pregătire al elevilor. Cred că acesta a fost testul nostru. Am ajuns la final. Este suficient pentru o oră de rezolvare. Și atunci suntem întrebați dacă vrem să share-uim testul nostru cu alți profesori, bineînțeles.
Suntem aici la linkul pe care trebuie să-l inserăm mai înainte pentru a trasa graficul. Oricine îl poate vedea, nu îl poate edita, în schimb. Voi pune linkul. Uitați, am opțiunea de editare, am opțiunea să văd cum arată testul, am opțiunea de ștergere sau să spun că este corect și să merg mai departe cu testul nostru. Sunt cerute câteva date despre test, titlu, limba în care va apărea, clasa la care căreia îi se adresează, câteva date despre subiect, disciplina la care se aplică testul, vârsta copiilor care folosesc acest test. Introduc aceste informații. În momentul în care vreau să introduc titlul, observ că regăsesc aici și alte teste pe care le-am creat. Am ajuns la final, bineînțeles primesc mulțumirile, pot să adaug testul în spațiul meu de lucru sau să-l las ca un test deschis pe care îl voi găsi în spațiul meu de lucru totuși. Vă mulțumesc!